Pământul nu este un glob. Adevărul te va șoca. Binecuvântat să fie numele lui Iahua pentru totdeauna și întotdeauna, căci înțelepciunea și tăria sunt ale lui, revelează lucruri adânci și secrete, cunoaște ce este în întuneric și lumina locuiește cu el, Daniel 2 de la 2 la 22. Orice lucru construit pe o fundație greșită va cădea. Turnul din Pisa este o imagine emblematică a Italiei, este celebru datorită fundației defecte care a cauzat aplecarea turnului cu 5,5 grade și cele mai recente eforturi de restaurare l-au adus înapoi la o mai sigură înclinație de 3,99 grade. Atunci când orice edificiu este construit pe o fundație defectă, acesta din urmă, în cele din urmă va cădea. Programul spațial de la NASA a fost clădit pe o singură minciună originală, teoria că Pământul este o sferă ce se învârte în jurul Soarelui. Acum este timpul ca minciuna și tot ce s-a construit pe ea să cadă. Îngerul i-a spus lui Daniel că la timpul sfârșitului mulți vor alerga încoace și încolo și cunoștința va crește. Daniel 12 cu 4. Aceasta a implicat să rămânem deschiși la lumina nouă. Să nu respingem nimic fără o cercetare atentă și aprofundată. Să nu acceptăm nimic fără o cercetare atentă și aprofundată. Doar pentru că ceva este nou nu înseamnă în mod automat că este și corect să mărturisim adevărul chiar dacă acesta implică o recunoaștere publică că ceea ce a fost învățat în trecut a fost incorrect. A fost necesar și înainte să ne corectăm convingerile bazate pe ipoteze greșite. Ori de câte ori au fost descoperite noi adevărul, trebuie să ne pocăim de învățăturile greșite împărtășite în trecut. Acum, un nou concept a apărut, adevărata forma a pământului. Acest subiect special este deosebit de orice alt subiect dinaintea lui. Credința că Pământul este un glob care gravitează în jurul Soarelui este o teorie care a fost acceptată pentru atât de mult timp, a fost moștenită și acceptată pe scară largă ca un fapt. Cercetare, cercetarea strâncioasă a dezvăluit adevărul șocat că pământul nu este de fapt un glob ce se învârtă prin întinte de spațiu nelimitate, deși nu este plat în sensul că s-ar putea merge pe jos până la margine și s-ar putea să alunești, nu este nicio sferă deschisă sau un glob așa cum toată lumea a fost învățată în ultimii 500 de ani. Mai degrabă, acesta este exact ceea ce scritura și toate scrierile antice au învățat, anume că este o masă fixă de terenuri și mări închisă cu o cupolă de protecție. Culturile din întreaga lume toate au deschis și raportat de-a lungul istoriei existența unui pământ plat geocentric staționar. Egiptenii, indienii, maia și chinezii, nativi americani și literalmente fiecare civilizație antică de pe pământ a avut o cosmologie geocentrică cu un pământ plat. Înainte de Pitagora, ideea unui pământ sferic care se învârte a fost inexistentă și chiar și după Pitagora a rămas o, o imagine obscură minoritară timp de 2000 de ani până când mai Ziu Copernic a început revigorarea teoriei heliocentrice. Yahweh este creatorul, el lucrează în propriile lege ale științei. În realitate, știința, astronomia și matematica aplicată susțin că pământul este fix acoperit de o cupolă. La fel cum ne învață și Sfânta Scriptură, cuvântul celui atotputernic are suficiente dovezi pentru a susține orice credință sau orice doctrină. În plus, odată cu această nouă înțelegere a adevăratei structuri a pământului, a fost revărsată mai multă lumină asupra profeției. Așa cum Scriptura a prezis, tu trebuie să prorocești din nou Apocalipsa 10 cu 11, înțelegerea unui pământ închis de împlinirea completă și definitivă a mesajelor celor trei îngeri că lumea este chemată să se închine Creatorului. Mesajul primului înger. Pe măsură ce acest adevăr se răspândește, diferitele organizații religioase care constituie Babilonul vor respinge fără excepție acest adevăr glorios. Astfel că avertizarea celui de-al doilea înger asupra căderii babilonii va ajunge în plinirea finală. Toți cei care vor sta pentru acest adevăr se vor confrunta cu persecuție, așa cum a prezis cel de-al treilea înger, când Papa se face liderul noi ordini religioase, o lume va predica despre un pământ sferic. Temeți-vă înaintea lui tot pământul, lumea va fi întemeiată încât nu se va clătina 1 cronii 16 cu 3. Este corect ca adevărul să treacă prin foc, ca să spunem așa, în timp ce adunăm mai multe informații. Este de asemenea corect să recunoști. Eu nu știu, dar vă rugăm să nu vă închideți dogmatic mintea dumneavoastră față de posibilitatea de a fi adevărat, fără ca mai întâi să examinați cu atenție toate dăuzele disponibile. Pericolul luminii noi nu este faptul că este nouă și, prin urmare, în mod implicit greșită. Un uh, autentic căutător, după adevăr, nu va face o astfel de presupunere la odiceană. Pericolul este în dificultate emoțională și chiar psihologică de asimilare a unei noi înțelegeri, a unei paradigme foarte diferite. Se poate crea haos în gândire și o determinare pesimistă de a nu fi din nou atât de înșelat. Tentația este de a le păda toate convingerile împărtășite de o persoană, chiar și eu, a adevărului pe care l-a împărtășit deja. Înțelegeți această reacție ca pe un mecanism de autoapărare și nu le pădați în grabă alte adevăruri ce au fost stabilite. Vă rugăm să nu respingeți acest lucru sau orice subiect fără studiu atent, deliberat și cu rugăciune fiți pregătiți să urmați adevărul oriunde vă va duce. Vă rugăm să fiți conștienți de faptul că unii cercetători ai Pământului închis dețin alte credințe care nu sunt întotdeauna în concordanță cu Scriptura. În timp ce multe informații valoroase pot fi învățate, cercetătorul avid este încurajat să ia ceea ce este bun și să pună deoparte restul. Frumusețea acestui adevăr este așa de mare încât chiar și unii atei în studierea Pământului închis au devenit creștini acceptând cuvântul lui Yahoo!